În seara asta o să fac un pui, asta l-am pus așa invers, acum îl curăț, îl spăl așa, nu îl curăț prea mult, că este curățat. Ne trebuie pui, vin alb, am luat 3 pastile, astea de ave crem care folosesc eu de verdeață și ulei de măsline. Cam atât e toată afacerea. Important e când îl băgați la cuptor ca să dați să-l răsuciți. Cum se face un pic, îl răsuciți, deci ca să iasă cum ar veni, ca la rotisor. Acum puiul meu are aproape 2 kg. La 2 kg trebuie lăsat 2 ore. Și între timp îl răsuciți, câmp pe o parte, câmp pe alta, ca să își ia zeama respectivă. Puiul e spălat, deci curățat v-am zis că nu am ce să curăț. I-am tăiat popăneața, așa, că are mizerie acolo. Și acum luăm pastilele. O pastilă, uitați aici, eu o băgăm cum e în popăneață. Eu niște râs. Asta este. Dacă trebuie să-i o băgăm, eu băgăm, nu? Acum punem, bine că ăsta oricum o să pice. Din cauza asta trebuie să-l răsucim în permanență puiul. Din cauza că o să-și ia de aici, să-și ia sarea de la pastilă. Punem o picătură de ulei, atât cât 2 linguri. Și vin alb. Vin, 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 vin. O să vezi câtă zeamă își lasă de la grăsimea lui proprie. Care nu vă place cu vin, puteți să puneți și apă, dar să știți că eu îl fac cu vin. Puteți să puneți un păhărel de apă, dacă nu vă place așa, să nu ziceți că vă îmbăt cumva. Eu o pun în jur de aproape 1 litru de vin alb. Ca să mâncăm așa cu poftă. Acum o să pregătesc și cartofii. Îi pun la prăjit și între timp fac și un mujdei de usturoi ca să... Asta este pentru regim. Mihaela Georgiana, m-am auzit, nu? Pentru regim. Și cam puiul ăsta este al meu. Vă ce râd. Nu mai pot, zici că e leșinat. Dar vreau ca să vă arăt o singură chestie. Așa. Că în momentul când fac așa, deci trebuie să se destrame. El este întreg, eu acum o să-l tai. Și îl pun la masă. Uitați câtă zeamă și-a lăsat de aici. Am făcut multă treabă asta, să știți. Am și fierul de călcat la răcit. Asta este. Și acum la masă. Sper să încercați puișorul meu, să vedeți ce bun este. E gustos, super. Eu vă doresc poftă bună și nouă la fel. Vă pup, fetițele. Așa că încercați rețeta mea. Asta e de regim. Și curul ăsta. Băi, mie îmi place, nu știu dacă voi aveți obsesii, dar eu am o obsesie pentru partea asta. Pentru gât, dar asta nu are gât. Asta i-a murit gâtul, că așa l-a dat la Mercado. Vă pup, eu mănânc pieptul, nu mănânc copan, nu mănânc nada. De aici. Acum am tăiat puiul, eu așa-l tai. M-a învățat cineva în tinerețe, când am venit eu în Spanish, un pui întreg cum să-l tai și fiecare copalele întregi, pieptul așa mai pe jumătate, dacă vedeți. Eu de pieliță să nu aud și e perfect cu zeamă, cu sos de la el. Eu zic că o să vă încânte. Vreau să încercați rețeta mea, fetelor. Așteptați cum este prietenul. Îl așteptați, uite, cu muzică. Îl așteptați și cu un pui de ăsta și cu un vinișor. Super, super. Vă pup, iubitele mele. Și prietenii mei dragi. Bineînțeles și pe băieți.